об отношении. Это для меня новая тетя Семена, лидер платформы Чевича. Ne-am adunat astăzi aici cu ocazia adunării unei campanii de sânge de sănături, campanie inițiată de Platforma Civic Acțiunea 2012. Platforma Civic Acțiunea 2012 este o coaliție de mai bine de 30 de organizații care militează pentru unirea Basarabiei cu România. Campania Aducem Basarabia Acasă a fost demarată pe 7 aprilie la București. Până acum s-au strâns în mai multe județe, inclusiv municipiul București. Astăzi demarăm și la Botoșani. Sperăm să avem succes. Moldova, Europa, America și Canada. Noi milităm pentru unirea Basarabiei cu România. Încă de la înființare, din 2011, am făcut o serie de acțiuni adresate și campanii adresate întregii populații, atât din România cât și din Republica Moldova. Ușor, ușor l-am crescut ca și intensitate. Dintre realizările cele mai mari ale platformei, pot să vă spun că anul trecut, în septembrie, am organizat la Chișinău un marș de peste 10.000 de persoane. În octombrie, 3.000 de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului pentru a cere unirea Basarabiei cu România. Numai de mult de începutul lunii aprilie am fost în peste 100 de licee din România pentru a susține cursul O oră de istorie pentru Basarabia. Dorința noastră cea mai mare este ca aceste manifestări ale dorinței unității poporului român să crească ca și intensitate și să ajungă la consfințirea acestei voințe prin unirea dintre cele două state românești, dintre România și Republica Moldova. În acest sens, în timpul campaniei electorale de anul trecut, am elaborat un document cu revendicările noastre pe care am dorit să le vedem implementate în legislatura 2012-2016. Le-am pus împreună sub egida unui pact pentru Basarabia. Ei bine, acel pact a fost semnat de peste 600 de candidați la alegeri, dintre care 116 sunt astăzi în Parlamentul României. Dorința noastră, am făcut pentru acest proiect de lege pe care dorim să-l trecem și pentru care revendicările noastre să intre în Parlament, a fost ca prima oară să arătăm că există voință populară pentru unirea treptată dintre România și Republica Moldova. În acest sens, deși puteam apela la parlamentarii care au semnat pactul pentru Basarabia, am considerat de cuvință să introducem legea în Parlament prin calea inițiativei legislative cetățenești. Din punct de vedere legal, pentru a introduce ca societate civilă o lege în Parlament, îți sunt necesare 100.000 de semnături. Aceste semnături trebuie validate de fiecare primar din fiecare localitate de domiciliu a susținătorilor. Practic, dacă să vă dau un exemplu, în Botoșani avem susținători din Darabani, din Dorohoi și din Botoșani, primarul din fiecare localitate, la finalul strângerii de semnături, va trebui să valideze aceste semnături. Este o procedură un pic cam birocratică. Din acest motiv, noi ne-am propus per total, la nivel național, să strângem 200.000 de semnături. Mai ales că din fiecare județ care adună semnături, este nevoie de minim 5.000 de semnături pentru ca ele să fie validate. Deci avem nevoie și aici, în Botoșani, de 5.000 de semnături. O prezentare scurtă a proiectului de lege. Multă lume în București ne întreabă, dar cum se va întâmpla unirea? Nu se va întâmpla unirea direct, ci treptat. Proiectul nostru de lege are mai multe prevederi care ar face ca spațiul românesc să fie mult mai bine integrat, ca cele două state românești, cetățenii celor două state românești să comunice mai bine, prin anumite prevederi care pot
pot fi rapid implementate. De exemplu, poate puțin dintre dumneavoastră cunosc faptul că cetățenii Republicii Moldova au nevoie de vize pentru a intra în România, vize care se obțin pe baza unei invitații din partea unui cetățean român, dar de asemenea și trebuie să ei să dovedească faptul că au 500 de euro într-un cont bancar. În această lege noi solicităm ca acest quantum al sumei să scadă la 150 de euro și să poată fi arătat la graniță, la fel cum puteam să arătăm și noi la graniță până în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. Proiectul de lege include o înființare a unei instituții în subordinea primului ministru, instituție care se ocupe de coordonarea strategiilor pe Republica Moldova. Din punctul nostru de vedere, Republica Moldova nu este un subiect care să aparțină de românii de pretutindeni, de departamentul al românilor de pretutindeni, pentru că români de pretutindeni avem pe cei din diaspora, din Italia, din Spania, din America, din Canada. Români de pretutindeni avem în comunitățile omogene din jurul frontierelor României, cum ar fi în Timok sau cum ar fi în Transcarpatia. Republica Moldova este un subiect aparte și ar trebui să fie oprit la studenții basarabeni de care nu are nimeni grijă ca să fie integrați în România și sperăm noi ca solidaritatea românilor de aici să se manifeste prin aceste semnături și să reușim strângerea lor, bineînțeles cu sprijinul fiecăruia dintre dumneavoastră. Campania, după cum spunea colega mea, a demarat pe 7 aprilie în București. Organizăm lansări în fiecare din reședințele de județ din țară, unde avem filiale. Și avem la dispoziție 6 luni de zile în care să strângem aceste semnături. Se vor strânge semnături în toate județele țării și chiar și în diaspora. Românii din diaspora ne scriu pe rețelele de socializare, pe Facebook și se implică activ în acest proiect. Practic un proiect care ține de neamul românesc în totalitatea lui. Vă spuneam de pactul pentru Basarabia și de faptul că în timpul campaniei electorale am adresat solicitările noastre și punctuale candidaților la alegerile parlamentare. Suntem foarte bucuroși că în Botoșani există receptivitate în acest sens și practic Botoșani a fost județul în care cei mai mulți candidați din toată țara au semnat pactul pentru Basarabia. Și sperăm să avem o mare aderență și în rândul populației de aici. Despre planurile curente privitoare la campania Aducem Basarabia Acasă, o să vă spunem altă modelină. Da. V-am spus astăzi domnul Botoșani la această conferință, după care ne veți găsi la un cort în fața cinemaului. Seara va fi un film, un eveniment în Basarabia, la care am invitat foarte multă lume, de la care ne așteptăm să se semneze acest proiect de lege. De asemenea, va fi un punct fix în Botoșani, în Uvertura Mall, la etajul 3, magazinul Basarabia Shop, manager Eduard Cojocariu, care este și voluntar la noi. Acolo veți putea merge oricând să semnați, în caz că nu ne găsiți la cort. La cort, în timpul săptămânii, nu va fi organizat un cort în timpul săptămânii, în schimb, în weekend, ori în fața cinemaului, ori la sindicate, va fi mereu cineva la cort. De asemenea, pentru a oferi o uniformitate proiectului, vom strânge semnături atât din Dorohoi, Darabani, unde avem de asemenea susținere din partea mai multor persoane, cât și din mediul rural, unde se va merge efectiv din gospodărie în gospodărie pentru a informa lumea și pentru a obține semnături. Ne ajută cam 20 de voluntari, plus domnii parlamentari care au semnat pactul pentru Basarabia în timpul alegerilor din octombrie 2012. Din Botoșani au semnat domnul Cristi Roman, care este și aici prezent, doamna Federovici, doamna Doina Federovici, doamna Tamara Ciofu, domnul Viorel Grigoraș și doamna Liliana Mincă. Avem susținerea din partea tuturor să păstrăm legătura cu aceștia, însă din vari motive nu au reușit să ajungă cu toții astăzi aici. În schimb, ne putem baza pe dumnealor.
Cam asta ar fi de spus, la nivelul județului Botoșani privind strângerea de semnături. Dacă sunt întrebări sau Cel mai...